Sâmbătă aceasta, preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfințit cantina socială Sfânta Cuvioasă Parascheva, din protoieria sector 5 Capitală. Noua cantină se află amplasată în proximitatea Bisericii Tuturor Sfinților Români, din cartierul bucureștean Rahova. Pe lângă reprezentanții Arhiepiscopiei Bucureștilor și cei ai protopopiatului, la eveniment au luat parte și autorități locale. Preafericitul părinte patriarh Daniel a reliefat cu acest prilej importanța lucrării filantropice a bisericii. În fiecare sector din capitală, fiecare din cele 6, există acum o protoierie sau un protopopiat. Și înainte exista o singură cantină pentru săraci în tot orașul și aceasta ținea direct de centru eparhial, dar era foarte greu pentru bătrâni sărați să vină dintr-o parte a orașului în cealaltă. De aceea am descentralizat lucrarea filantropică a cantinelor prin această coresponsabilitate a parohiilor dintr-o protoierie în cooperare cu primăria fiecărui sector. Potrivit legii, fiecare primărie trebuie să înființeze o cantină socială. Noi nu avem o lege similară pentru biserică, dar am învățat că dacă într-o protoierie există o cantină pentru sărați sau chiar mai multe, atunci oamenii sunt mai bucuroși că sunt ajutați. Prin aceasta noi dezvoltăm o lucrare misionară de ajutorare a nevoiașilor, a oamenilor săraci, dar și de întărirea comuniunii prin cooperare. Există o întărire a comuniunii prin cuvânt, că ascultăm toți aceeași Evanghelie, cântăm împreună, ne rugăm împreună, dar această comuniune bisericească sau eclesială prin cuvânt și cântare trebuie completată cu o comuniune prin conlucrare. Adică să nu rămânem doar la vorbe frumoase, ci să arătăm și fapte bune. Cooperarea aceasta este traducerea în practică a predicii din biserică. De aceea, în general, la mănăstiri, după Sfânta Liturghie, după slujbele din biserică, se mergea în trapeza mănăstirii și se exprima comuniunea și frățetatea prin agapa frățească. În Moldova, foarte multe parohii, majoritatea, după modelul mănăstirilor, au construit lângă biserică casă de prăznuire, care de fapt este o cantină social-filantropică în care toți cei care participă la slujbe iau masa împreună. Nu că nu ar avea, unii au acasă, dar e una se mănânc singur, așa, în mod egoist, și alta să împărtășești darurile tale cu alții, să le împarți cu alții. Și aceasta a ținut comuniunea aceasta frățească, o comuniune socială, în satele în care nu este biserică, în care nu este această cooperare spirituală și socială, s-a văzut o anumită tristețe. Bucuria vine din comuniune și din rugăciune și din comuniunea practică. Deci, această conlucrare pentru ajutorarea săracilor nu este doar o binefacere pentru cei săraci, ci este și o binefacere pentru cei mai înstăriți. Pentru că ei, dăruind din bunul lor, altora se aseamănă cu Dumnezeu cel milostiv, care revarsă ploaia sa peste oameni și peste cei buni, spune Sfânta Evanghelie, și peste cei răi. Adică nu îi judecă înainte de a le oferi darul. Deci celor care au nevoie de darul lui Dumnezeu, Dumnezeu le trimite ca rod al milostivirii lui, nu ca merit a celor care cer darurile. Preafericirea sa a subliniat faptul că opera social-filantropică există încă din perioada primară a bisericii.
Biserica primară, biserica primelor veacuri, aduceau credincioșii la biserică daruri, nu numai pâine și vin pentru împărtășanie, ci și alimente sau haine, alimente pentru cei săraci, haine pentru cei săraci și pentru cei bolnavi. Și ele erau binecuvântate și trimise la casele bolnavilor care nu se puteau deplasa. Iar cei care erau prezenți, la săraci prezenți, îi se oferea câte ceva din partea comunității. Deci, după liturghie, se arăta filantropia, iubirea frățească față de aproapele aflate în dificultate. Pentru că în liturghie am celebrat iubirea milostivă al Dumnezeu față de umanitate, îndată după liturghie celebrăm prin fapte concrete de milostenie iubirea noastră față de semenii noștri, așa cum am învățat din iubirea milostivă a lui Hristos, care a hrănit pe cei flămânzi, a vindecat pe cei bolnavi, a ridicat pe cei căzuți și a restabilit omul în demnitatea sa de ființă care comunică cu Dumnezeu și cu semenii. Mai târziu, această milostenie spontană legată de liturghie s-a concretizat în instituții de binefacere. Și aici exemplul cel mai elocvent este Sfântul Vasile cel Mare, care lângă orașul Cezarea Capadocia a construit un alt orășel. Și anume, o biserică în centru, case pentru copii orfani, pentru bătrâni, case pentru bolnavi și pentru medicii care îngrijeau și case pentru călători. Și acest ansamblu social-filantropic a fost numit mai târziu Vasiliada și după modelul Sfântului Vasile s-au dezvoltat mai târziu instituțiile filantropice sau de caritate atât în Biserica Răsăriteană cât și în Biserica Apuseană. Mai târziu, statele moderne au preluat ele opera social-filantropică, dar ea are origine creștină. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a oferit Părintelui Paroh Cornel Ilie Ordinul Sanctus Stephanus Magnus, iar Părintele Consilier Ionuț Iordăchescu a fost hirotesit iconom stavrofor. Cei care au sprijinit construcția cantinei au primit acte de cinstire. Preafericirea s-a dăruit noii cantine sociale, o icoană cu Maica Domnului. Am reușit să construim această cantină socială și credem că vom desfășura o activitate misionară și social-filantropică de plină în protuirea sector 5, de acum având exemplu nostru și parohiile din sector. Cu siguranță vor procede la o astfel de inițiativă. Arhibiscopia București urmărește crearea unei rețele de asistență socială, iar acest proiect care vizează înființarea celor 6 cantine sociale în București se încadrează în această strategie generală a Arhibiscopiei București de a înființa o rețea de misiuni de asistență socială, în care parohiile, alături de protoierii, au un rol deosebit de important, deoarece le constituie interfața acestei rețele de asistență socială. În continuare, preafericirea sa a constatat lucrările de construcție și finisare de la Biserica cea Mare a parohiei și a vizitat și Biserica cea Mică. Este a doua cantină socială sfințită săptămâna aceasta de preafericitul Părinte Patriarh Daniel, după cea de la protoierie a sector 6 Capitală.